Deci vezi, vin cu modele, eu și mai încarc exercițiul, mai dificil, mai dificil. Chiar același exercițiu. De fapt, eu fac următoarea chestie. Exercițiul acela este sursă pentru alte exerciții. De foarte multe ori mă întreb ce a fost în mintea autorului, cum a gândit el exercițiul, oare n-aș putea să fac și eu asta? Deci merg pe partea creativă, foarte, foarte mult. Ca să fac 120 de cifre. Și cum am nevoie de încă o cifră, pare să fie mai interesant de la momentul în care l-am citit, pare să fie mai interesant. Dar, atenție, noi nu ne speriem, știm bine că-l facem și pe ăsta. Da? Secundă. Stai puțin, vin una, să-ți arate și el. Să vedem pe el. Și cum am. Anca. De câte ori și aici, doi pași? Ca să fie 100. Ah, la numele, e adunaia. Noi am făcut-o pe asta. Vezi cât de mult insistăm. Așa că, dragilor, eu aș vrea acum, fiindcă Ioana s-a dus în față, eu cred că mai zic cu exemplu, că acolo știu eu ce fac. Ioana, o să vezi acasă. Important este că ai descoperit acum cel mai important lucru. Cum poți să stai de vorbă cu profumul? Mai trebuie meditator? Nu mai ai ce faci. Știți, dacă aș putea să transmit asta, pentru că ce se găsește aici, nu se găsește nicăieri, niciun alt profesor, Ioana, cu toate forța o spun, niciun alt profesor nu face ceea ce încercă să facă aici. Da? O să te convingi. Iată, acum aș vrea să vedem când începe alte găsituri. Ștertau. Spun eu și eu. Dacă te-ar lua cineva acum de la lecție, ai putea să pleci? Nu ai putea să pleci. Ești curioasă acum, să vezi ce sunt curioasă. Sigur că asta. Ia să vedem. Ioana, hai să-ți vă modelul nostru. Stop. Putem să împărțim 71 la 330. Da. Și? Cu ce gând? Hai că îmi place ideea. Și 0,x perioadă 15 să fie egal cu 71. Cu numărul care îți dă la împărțirii. Aștept să dea un număr care să aibă grupajul de cifre care se repete cine? 15. Și ție ți-ți cere cifra de pe partea neperiodică, nu? Da. Foarte tare, foarte tare. Ești curioasă să vedem cum o fi făcut-o profesorul? Da. Și eu. Șterge tabla, mai important. Cine este? Luat o tabelă. Este un număr periodic mix. Să sezăm nou. După ce îl transformăm în fracție ordinară, să ne dea răspunsul 71/330. 0,3x15 - x. Și am plecat pe altă culoare. Deci dacă ai încerca să-l transform, ne amintim împreună transformarea în cea numărului periodic simplu și un mix. Deci 3,15 în perioadă s-a scrie, ca fiind 3 întregi. Și cine îmi dictează? Hai, Anca. 15 supra... 99. Păi 99. 15 supra 99. Așa ne dă. Pe urmă, dacă v-aș da 3 întregi și 2 în partea neperiodică și 15 în partea periodică, ar 32 minus 3. 3, 2, 1, 5, tot grupul se citește. Așa, toate, tot grupul de
Fără cu pe 3 în față. Asta e periodic și partea periodică. Deci dacă te scrii cu tot cu 3, scrii totul. Da. Dacă nu, am pus pe 3 în fața lui de fracții și pe urmă 215 scade din partea neperiodică și cu atâția de al din nouă cât are perioada și 0, 0. Și cer nici acum, nu mi-am amintesc. Sau mixte, fracțiuni. Cine o vine în minte? Cum i-o vine în minte cel care a făcut chestia asta, regula asta? De unde a avut el ce trebuie? Nu-și mai amintește. Clasa a șasea, până în urmă. Vă invit să vă uitați la filmele de atunci. Deci am demonstrat de mai multe ori. Era pentru noi așa o bagatelă chestia asta. Dar ce păcat că acum nu ne amintim. Și ce șanse mari avem că avem pe proful online de așa funcționat. Filmul e acolo. Deci trebuie să facem adică. Obligatoriu până mâine. Transformare. Cum i-a venit în minte să facă el regula asta? Mai zic de decembrie, da? Și eu vin... Dar tot ce am făcut, în mod sigur, înainte de a pleca în America. Deci în mod sigur, înainte de a pleca în America, am făcut demonstrații. Aha, în decembrie, da. Deci înainte de a pleca în America. Asta vreau să vă spun sigur. Așadar, le găsiți acolo făcute demonstrații pe cele și vă rog să le vedeți. Sigur că voi aveți dacă aveți. Dar cel mai bine în filmele acelea, că mai bine ca în filme nu puteți să bun. Și acum hai să ne întoarcem adică. Deci numărul ăsta, 0,x neperiodic 15, să transformăm în fracție ordinară. Te rog să vorbești tu. Cât? x 1,5 minus x. Nu? Scrim tot grupul de cifre. X1,5 minus X. Vezi o greșeală în scrierea mea acolo? La 990. Trebuia pus în bare că e deasupra de X1,5. Trebuia... Reauzi, mă, corechează. Foarte atentă. Da, da, da. Da, 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 e corect. Minus X-ul la 990. Și este egal în final ca rezultat. 71 supra 333. Îți place ideea asta? Mie nu-mi place. Mai bună a fost ideea. Asta a fost mai corect. Mai, mai rapid, mai deșteapt. M-am complicat aici. Dar nu m-am complicat. Am vrut să văd dacă știu transformări de aceste fracții periodice. Arista periodice mixte, simple, fracții ordinare. Am folosit prilejul ăsta. Deci am câștigat în condiții pedagogic, metodic. Dar... ideea lui Ioana a fost mult mai deșteaptă. Trebuie să recunosc. Dacă nu o fac și pe al lui Ioana, înseamnă că n-am fost drept pe față. 213. Și am 215. Nu am înțeles. Simplificarea acolo. Am amplificat 330 cu un 3, da? Da. E 990 aici 330. Da. Aha. 71, 3. Da. Eu am calculat-o, mărturisesc. Nu știi ce n-am observat asta. Eu am calculat. Ia zice așa, ce x se pun aici ca să facă de ordinul sutelor? 2. 2. Deci se și protrebește din 215 minus 2 fac 213. Ea a văzut asta. Ea să văzut chestia asta. Eu aș fi început să dau x valorile. 1, 2, 3, 4, nu? A, așa. De cifre.
I-am făcut altă. Altfel, aș intra în plus ăsta. Da. Pe X ăsta, X... Ori 100. Ori 100. Plus 1 ori 10, plus 5. Sigur. Minus X. Mama, e pe fază. Îți transform 100 X. Ori 100. X ori 100. Plus 10. Plus 5. Minus X. Se face 213. Dar X ori 100 înseamnă 100 X. 100 X minus X. Da? Deci vine 100 X minus X. Asta face 99 X. Plus 15. Da. Se face 213. Dar acum am o ecuație de rezolvat, 99x plus 15, așa, scad aici pe 15 și face 99x egal de 15 minus 198. Face 198. Și 99 ori cât fac 198? Deci x de aici, pur și simplu, egal cu 198 supra 99 și egal cu 2. Deci calculul făcut efectiv. Una, o altă variantă, fiindcă X este cifră, ar fost aceea lui, să-i dau valorile pe rând 1, 2, 3 și așa mai departe. Și la 2, dădeam exact rapid, că era unica soluție, altă variantă nu mai putea să fie, da? X egal cu 2. Și alta a fost aceea în care... I-a văzut de data. Nu este. I-a văzut ce până acum nu-i. Deci ce fericită ești. Asta e fantastic. Că dacă nu o spun și pe aceea, este semn că tu ai văzut-o. Și pe ăla tot, deci era foarte rapid, telefonat. E minunat, e minunat. Cu această idee, nu m-a ajuns la B, vezi, gata. Ăsta-i câștigul din ziua de astăzi, în dialogul. Că tu ai dat soluții în afară de autor. E profund aia. Nici nimeni nu văzut soluția ta. Toți au mers pe dai muncă, dar 71 părțit la și egalitatea aceea era simplu. Că sigur de ea grupul de 15, sigur de ea era 0,2 și 15 și atunci X egal cu 2 și era terminată listă. Și nu e reparat. Vezi? Perioada 2, așa, a spus foarte bine. Am să mai spun ceva. Am făcut odată la... Am fost profesor coordonator la Casa 11 și am compus niște subiecte și am zis eu, la faza județeană, și am zis eu, au făcut și subiecte atât de tari, încât ăștia la faza județeană nu o să aibă nicio șansă să fac subiectele astea. Am condus mai multe ori echipajele, așa. Ioan. Și a avut o idee unul din ei, un băiețel de pe la Onești, ca ta. Știi, eu am zis că e sofisticat și e și dificil, dar a găsit o soluție cea mai foarte rapidă, foarte rapid și a rămas. Și atât am fost de desumflat zboi și asta este matematica. Deci copiii sunt extraordinari. La faza națională am ajuns de mai multe ori și am stat la un moment dat lângă un profesor care avea un elev ce câștigaseră la internațională aurul din clasa nouă început, era din Vâlcea, elevul respectiv. Acum era în clasa 12. Și nu existase vreodată vreo problemă în toată literatura de specialitate din matematică, vreun subiect pe care el să nu fie rezolvat, vreo problemă care să nu fie rezolvat. Și l-am întrebat pe profesorul acela, domnule, cum e să stai lângă copilul acela? Domnule, și are două fii din scurt. Adică acesta pare ieșit din comun, este geniu, geniu cu adevărat, și că este într-o altă lume. Sigur că sunt conexiuni extraordinar rapid de făcute. Eu am avut șansa să întâlnesc în clasa a noua pe un copil, era un coleg cu fiică mea, din clasa a opta l-am sesizat. Cum ești tu acum în clasa a opta începând? Am mers pe la toate școlile din Moinești și am zis cei care vor dori să fie elevii mei, eu ofer gratuit matematică în fiecare zi. Nu, duminica. M-am copilat cu un profesor de română și tot parcursul clasei a 9-a, clasei a 8-a, pe tot parcursul clasei au gratuit matematică. Ei, dragilor, și la un moment dat vine un copil care, mă rog, nu părea așa deosebit, dar din privire și din temperament, așa am văzut că el avea un obiectiv foarte tare, să o depășească pe fiică mea. Îi arăt eu profesorului de ce sunt în stare. Și atunci,
a venit cu această furie în el, extraordinară, pe care am descoperit-o ușor, ușor. Eu luasem cu fi primul loc întâi pe țară în clasa 6, clasa 10 la națională, locul întâi pe țară era o chestie formidabilă. Și acum era la nivelul localității, județului, era numărul 1, să zic așa. Și eu tot m-am gândit, trebuie să-i fac în jurul ei o clasă pe măsura ei, că să construiesc ceva, că ce fac, cum eu dau, cui eu dau. Și atunci a văzut băiețelor. Ei, el cu atâta forță așa propus să-i dovedească că el este mai bun decât a oară. Încât în primăvară, eu stând la masă cu fiica mea, îi spun, măi, Aura, eu în toată cariera mea n-am întâlnit un elev ca acesta. Acest elev te va ajunge pe tine. Te ajunge și te-și întrece. Dar trebuie să spun un lucru. E normal să spun asta. Eu nu am în fața Dumnezeu voie să dau decât informația egală. Nu discutăm. Iar trebuie să te pregătesc ca să te mătrești. Lasă, tată, că văd eu cum se bagă în el așa foarte tare, înseamnă, se bagă în față. Dar n-are cum să mă treacă. Plus, tată, tu fă-ți treaba, că tare tu liniștit, că nu mă poate trece. Și asta s-a întâmplat. Ajuns-o? A trecut-o? Ei sunt acum sos soție, mi-am crescut genul din clasa 8-a și o frumusețe rară. Am să opresc acum și să vi arăt acum. Ai învățat aici ce înseamnă, da? Dar din povestioara asta înveți ce înseamnă tenacitatea și dorința de a arăta că el este foarte, foarte bun și că el poate. Deci el nu discuta, nu avea altă dorință decât să o ajungă pe Aura. Și a ajuns pe Aura și acum lucrează la Microsoft, sunt acolo la... Și în 2016 au venit în țară, iată aici, la Stupină, i-am